Instrumentele muzicale de percuție. La început a fost ritmul. Din el s-a născut muzica. Ritmul se găsește peste tot în viața noastră. Bătăile inimii noastre au un anumit ritm. Respirația noastră are ritmul ei, valurile mării au ritmul lor. Toate zgomotele ritmice din natură se pare că ar fi stârnit curiozitatea omului primitiv, care a încercat să redea unele zgomote folosindu-se de ce avea la îndemână, pietre, bețe și chiar propriul corp. Cu timpul, anumite formule ritmice le-a folosit în diferite ritualuri. Apoi, a încercat să-și confecționeze diferite obiecte cu scopul interpretării formulelor ritmice care acompaniau mișcările din timpul ritualurilor. Astfel, au apărut primele instrumente muzicale de percuție. Acestea au suferit foarte multe transformări de-a lungul timpului, în funcție de materialele din care erau confecționate și de ideile celor care le aduceau modificări. Instrumentele de percuție se împart în două categorii. Instrumente muzicale care redau sunete a căror înălțime poate fi determinată, spre exemplu xilofonul, vibrafonul sau timpanul, și instrumente muzicale care redau sunete a căror înălțime nu poate fi determinată, de exemplu, toba, maracasul sau tamburina. Toba, indiferent dacă este mare sau mică, este confecționată dintr-un cilindru de lemn sau de tablă. Ambele capete sunt acoperite cu piele prelucrată. Toba este utilizată pentru menținerea timpului sau pentru redarea anumitor fragmente ritmice. Să ascultăm timbrul tobei. Tamburina este un instrument popular ce provine din Spania, Italia și din Orient. Arată ca o tobă la care cilindrul este foarte îngust și are o singură față de piele. Pe rama tamburinei se găsesc o serie de găuri ovale în care sunt prinse câte două talgere de dimensiuni mici. Sunetele la tamburină se produc prin scuturarea instrumentului. Acum ascultăm timbrul tamburinei. Castanietele sunt instrumente populare spaniole. Sunt alcătuite din două discuri din lemn scobite și legate între ele. Pentru producerea sunetelor, acestea se țin în palmă și se lovesc între ele prin mișcările mâinii. Alături de tamburină, le întâlnim în dansurile specifice sudului Spaniei, în dansurile flamenco. Să ascultăm timbrul castanietelor alături de chitară. Maracasul este un instrument muzical de percuție alcătuit din două nuci de cocos care au mâner. Acestea sunt umplute cu nisip sau grăunțe mici care, prin scuturare, produc sunete asemănătoare cu cele ale castanietelor. Maracasul îl întâlnim în multe genuri muzicale provenite din America Latină. Trianglu arată ca un triunghi, este confecționat din metal, iar pentru redarea sunetelor se folosește o baghetă mică tot din metal. Sunetele redate de trianglu seamănă foarte mult cu sunetele unor clopoței. Talgerele sunt niște discuri din plăci de bronz. De obicei, se folosesc în orchestră pentru a marca anumite momente sau un punct culminant. Sunetele sunt produse prin lovire unul de altul sau prin frecare.
Gongul este un instrument de percuție originar din China. Este confecționat dintr-un disc de alamă agățat într-un cadru metalic. Pentru producerea sunetelor se folosesc baghete din lemn care, la un capăt, au o minge mare de pâslă. La care dintre instrumentele de percuție ți-ar face plăcere să cânți? Argumentează alegerea făcută.